În milostivirea lui Dumnezeu ne-a lăsat sfinții și ce bine că îi avem! La începutul lunii noiembrie, în calendarul Bisericii Ortodoxe, sunt mulți sfinți față de care românii au mare evlavie. Îl amintim aici pe Sfântul Mare Mucenic Mina, cel căruia îi dedicăm ediția de astăzi a emisiunii Secvențe Trinitas. Cunoaștem o familie ce îl are ca ocrotitor, dar ajungem și la Biserica Militară din Capitală, ce este închinată Sfântului Mare Mucenic Mina. Bucureștiul are multe locuri frumoase, dar și mulți oameni frumoși. Are comunități născute și crescute alături de biserici și care prosperă în fapte bune și modele de urmat. Una dintre ele este Biserica Paraclis Militar cu hramurile Sfântul Mare Mucenic Mina, Făcătorul de Minuni, și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruință. Locașul de cult al Brigăzii 30 Gardă Mihai Viteazul a luat naștere din dragostea militarilor pentru dreapta credință și pentru sfintele slujbe. Ideea aceasta a fost a militarilor Brigăzii. Este o împreună lucrare minunată între militari, civili. Militarii au fost în principal cei care au contribuit în mod clar și efectiv la acest demers, dar pe lângă jertfa militarilor au fost și persoane civile. Este o lucrare minunată a Sfântului Mina, ne spune părintele Niculescu. Ridicată din dorința și truda militarilor, biserica a fost sfințită în 2009 de către părintele patriarh Daniel și de către înalt preasfințitul părinte mitropolit Nifon, arhiepiscopul Târgoviștei. Noi la taina Sfântului Botez, la un moment dat, spunem: Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrările tale și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor tale. Minuni se petrec în permanență, minuni pe care pe unele le sesizăm, le remarcăm, pe altele le trecem cu vederea, cu ușurință, pentru că ne-am obișnuit cu ele. Însă și prezența noastră aici este o adevărată minune. Biserica noastră este ridicată pe locul unde odinioară, în vremea regimului comunist, era Clubul Unității și comandantul de atunci spunea că, respectând rigorile și specificul epocii respective, îi ridica în picioare pe ofițerii care erau surprinși că au intrat într-o biserică sau că într anumite momente și-au făcut semnul Sfintei Cruci și le dădea o mustrare formală că trebuia să facă acest lucru. Ei bine, pe locul unde erau mustrați ofițerii pentru că își manifestau vizibil credința, pe acel loc astăzi este această biserică militară. Să vă spun și titulatura ei oficială, deschid ghilimelele: Biserica Militară Sfântul Mare Mucenic Mina, biserică militară reprezentativă cu utilitate de protocol a Ministerului Apărării Naționale. Am închis ghilimele. Deci cum lucrează Sfântul Mina? Observați! Militarii sunt prezenți aici la sfintele slujbe, la vreme de bucurie, dar și atunci când au necazuri. Părintele Cristian le este mereu alături, îi întărește în dreapta credință și îi adună la rugăciune. Este un foarte mare sprijin pentru noi militarii. De câte ori avem nevoie de un sfat duhovnicesc, venim la dânsul și îl cerem și dânsul ne acordă întotdeauna cu deschidere și cu mare ajutor sufletesc pentru noi. Pleacă un militar de fiecare dată în misiune făcându-și semnul Sfintei Cruci? Categoric, da. Pleacă în misiune făcând semnul Sfintei Cruci. Andrei este fruntaș, dar și cântăreț la strana bisericii. A studiat teologia și este foarte apropiat de cele sfinte. Spre cariera militară a venit din patriotism. Ce vă leagă de Sfântul Mare Mucenic Mina? E un sfânt drag sufletului noastră? E un sfânt spre care plecați adesea genunchi, având în vedere meseria pe care o aveți? Da, este un sfânt la care îmi plec genunchii la rugăciune. Am și o întâlnire până să ajung aici, în biserică, cu Sfântul Mare Mucenic Mina, fiind cântăreț la o biserică al cărui hram era Sfântul Mare Mucenic Mina, din Târgoviște, de unde provin eu. Când sunt întristat sau am o neliniște sau caut un răspuns, adesea mă plec la rugăciune, mă rog la Sfântul Mare Mucenic Mina și, dacă nu în următoarea perioadă, în timp sau într-o perioadă mai apropiată, imediat vine și răspunsul trimis de Dumnezeu prin Sfântul Mare Mucenic Mina. Vii aici cu griji și pleci fără. Pentru fiecare militar, să vii la biserică înseamnă foarte mult.
Laura Alexandra îmbracă cu emoție haina militară și poartă cu recunoștință bujorul roșu în piept, simbolul jertfei înaintașilor. Bujorul românesc din pieptul meu simbolizează sângele vărsat de eroii noștri și jertfa pe care ei au adus-o pentru țara noastră. Mai ales că mâine, 11 noiembrie, este ziua veteranilor din teatrele de război. Nu ai cum să nu te simți impecabil în uniforma militară. În momentul în care devii militar, înseamnă că dragostea ta pentru țară este foarte mare. Iar pentru noi, militarii, țara reprezintă absolut totul. Militarii de la această unitate îl au nu doar ca ocrotitor, ci și ca model de statornicie în credință pe Sfântul Mina. A preferat să iasă sau să plece din armata imperială romană și s-a retras în loc pustiu, în contemplare, adorare adusă bunului Dumnezeu, trăindu-și viața în asceză. După aceea cunoaștem că s-a întors în loc public, a anunțat faptul public că este creștin. Foștii lui camarazi de arme l-au recunoscut și spuneau, nu este oare acesta Mina, ostașul? Și atunci, în timpul tribunului Firmilian, a fost prins, întemnițat, a avut multe chinuri îngrozitoare. Este greu numai să ne gândim la momentele prin care a trecut Sfântul Mare Mucenic Mina și la sfârșit a primit moarte martirică sau mucenicească. Și din acest motiv, el este cinstit în chip special, deosebit de către neamul creștinesc de pretutindeni. El este ocrotitorul brigăzii 30 gardă Mihai Viteazul, așa cum am spus, având noi, în persoana Sfântului Mina, model de dârzenie, de îndrăzneală, de manifestarea credinței, de statornicire în credință, ne dă forță, echilibru și multe alese virtuți morale specifice Sfântului creștin. El este recunoscut în spiritualitatea creștină drept ocrotitorul celor păgubiți. Păgubiți fie din punct de vedere material, acelor nedreptățiți, înșelați, furați, discreditați, dar și acelor care sunt păgubiți din punct de vedere sufletesc, cei care sunt marginalizați, ofensați, jigniți sau nedreptățiți din punct de vedere sau care trăiesc anumite traume morale sufletești. Plecând genunchii la icoana Sfântului, mulți au cunoscut minuni. A dăruit prunci familiilor, a readus speranța atunci când oamenii au trecut prin grele încercări. Ne puteți oferi mărturii legate de lucrarea minunată a Sfântului Mare Mucenic Mina aici, la această unitate militară? În atâția ani de slujire, sub ocrotirea Sfântului. Nu știu câte minute aveți dumneavoastră alocate acestui subiect, acestei teme, ar fi multe de spus. O familie de militari, datorită unor ispite, greutăți, încercări, erau pe punctul de a se despărți, de a divorța. Depuseseră actele la tribunal și înainte de a merge la declararea oficială a divorțului, au avut gândul de a intra mai întâi aici la Sfânta Biserică. S-au rugat Sfântului Mina și fiind de față, sunt martori și ei înșiși spun și dau mărturie la cât de mult li s-a schimbat atitudinea, li s-a luminat mintea și au renunțat la demersul de a mai divorța datorită unor orgolii, datorită unor împrejurări trecătoare, astfel încât s-a simțit în mod clar, evident, prezența și ajutorul Sfântului Mina. Altă situație, cineva de la noi, de la fanfara militară, de la muzica militară a brigăzii, soț și soție, tineri căsătoriți, stăteau cu chirie aici în București și rămăsese doamna însărcinată cu sarcină gemelară și s-au gândit că nu erau pregătiți și ar fi mai bine ca doamna să facă avort. Venind mai întâi în drum spre clinica unde urma să aibă loc acel avort, au venit întâi la Sfântul Mina, la Biserica Militară și iarăși mărturisesc dânsii că au avut acea revelație prin care au renunțat la acel demers sau la acel gest. Astfel încât acum au doi băieței botezați, unul Mihail și celălalt Gavril, și aduc slavă bunului Dumnezeu pentru ajutorul primit.
O evlavie aparte față de Sfântul Mina are și părintele Niculescu. Ca fiu și nepot de preot în vremuri de tristă amintire, astăzi poartă cu multă responsabilitate veșmintele preoțești. Eu am fost militar în termen înainte de 89 și fiind fiu și nepot de preot, de multe ori eram chemat în biroul locțiitorului politic al comandantului, o funcție de multe ori mai importantă decât a comandantului locțiitorul acela politic, și mi se trăgea atenția foarte, la modul foarte dur, ca să nu mă prindă cu nici cea mai mică manifestare de credință văzută. Și deci din prigonit, am devenit acest slujitor al bisericii în mediul cazon, în mediul militar. Așa m-am gândit că este felul în care el a răsplătit toate rugăciunile mele, toate zilele acelea în care, serile, după serviciu și după facultate, în care eu mă duceam la acatist, prin ploaie, prin frig, pentru că mă duceam săptămână de săptămână, nu făceam altceva. E adevărat că n-aveam familie, deci timpul meu era doar al meu, dar totuși nu alegeam comoditatea casei sau alte întâlniri, ci preferam să mă duc la el. Mă linișteam eu acolo, ascultând predicele, ascultând acatistul și stând după aceea la rugăciunile părinților. Și cred că este modul în care el mi-a răspuns, prin gura soțului meu. Foarte interesant, dar așa simt eu. O frumoasă poveste vine și de la familia Andreescu. Nectaria, Mina și Maria sunt trei copii care au adus bucurie părinților prin mijlocirea sfinților. Nu m-am gândit că o să am un băiat pe care să-l cheme Mina, dacă mă întrebați asta, nu. Însă ce s-a întâmplat, vreo 10 ani mai târziu l-am cunoscut pe soțul meu. Ne-am împrietenit într-un pelerinaj în Israel, acolo eram, și la un moment dat a fost o discuție între noi. Iar el a spus, știi, eu când o să am copii, pe primul vreau să-l cheme Nectarie sau Nectaria și pe al doilea Mina. Și am zis, aceștia sunt sfinți și sfinții pe care și eu iubesc foarte mult și mie mi-ar plăcea la fel. M-am gândit că vor fi copiii comuni ai mei și ai lui. Dar așa s-a întâmplat. Nu ne-am întrebat niciodată cum o să-i cheme pe copiii noștri. Familia este darul sfinților pentru Mădălina. Știe că pașii ei deși către biserica închinată Sfântului Mina din centrul capitalei au adus multă binecuvântare în viața ei. De Sfântul Mina nu auzise, dar i-a povestit o prietenă și de atunci îl poartă cu drag în suflet. L-am cunoscut de mult pe Sfântul Mina. Aveam 21 de ani și eram învățătoare în al doilea an la o școală. Acolo m-am prietenit cu o doamnă învățătoare și ea mi-a povestit despre Sfântul Mina. Și mi-a zis că e un sfânt care ajută foarte mult oamenii și să merg neapărat la el, neapărat că sigur o să-l îndrăgești. Și a insistat foarte mult, nu m-a convins chiar din prima, dar la un moment dat cuvintele ei au prins putere în inima mea. Și atunci m-am dus și de când m-am dus la biserică, am fost la biserica Sfântul Mina Vergul. Și am mers ani de zile. Mergeam luni, miercuri și vineri la cateheză, la acatist și mă rugam pentru familie. Aceasta era cea mai mare rugăciune a mea, tot timpul pentru familie și copii. Copiii pleacă la școală cu icoanele sfinților ocrotitori în ghiozdane. Știu să se roage, știu să fie recunoscători. Așa au fost crescuți, aproape de valorile creștine. E un sfânt drag ție? Da. Da? Și te rogi lui? Da. Atunci când mai am nevoie, mai simt emoționată că merg la școală, când mai la tablă, mă rog și câteodată nu știu chiar la cine să mă rog. Și mă mai rog la el și mă ajută. Ai o iconiță cu tine la școală? Da. Am una cu Sfântul Nectarie, dar o pun ba lângă pat, în ghiozdanelul de la școală, în gentuța cu care mai merg. Mai ies. Îl poți tot timpul cu tine pe Sfântul Nectarie, da, nu? Și la fel știu că face și fratele tău cu Sfântul Mina, așa este? Da. Te-a impresionat ceva din viața lor? Da, că mama le mai citea din Biblie. Mina și Nectaria mai au acasă o surioară. Maria a venit pe lume și datorită rugăciunilor lor. Amândoi își mai doresc încă un membru în familie.
Pentru Maria, cine s-a rugat să vină în familie? A noi, toți patru. Ce rogi tu pe Sfântul Mina? Ca să avem o casă mare. Așa. Și cu mulți? Ce să fie? Mulți frați? Nu, doar unul. Încă unul mai, încă unul. Deci cât să fiți în total? Patru. Patru. Deci trebuie să mai vină un... Și ce facem noi ca să mai vină încă un frățior în familia voastră? Ce trebuie să facem? Să ne rugăm. Cui ne rugăm? Lui Dumnezeu și Maica Domnului. Asta le spun tuturor oamenilor. Tot timpul le spun că frumusețea de a fi mamă și de a avea copii e mult mai mare decât greul. Și nu există om în lumea asta să n-aibă greutăți. Nu? Și cei fără copii tot greutăți au. Însă atunci când ai copii, ai mult mai multă bucurie. Se compensează. Și când te așezi lângă ei seara și vezi adormiți și liniștiți, așa ca niște îngeri, te gândești că nu e în zadar tot efortul tău. Și nu mai e loc de greu acolo, e doar loc de bucurie în inimă. Nu. N-aș schimba nicio secundă viața mea cu ceva mai ușor. Viața în biserică aduce nădejde, aduce curaj, aduce pace și bucurie. Fie că ești elev și iei cu tine la școală icoana Sfântului al cărui nume îl porți, fie că ești militar și pleci în misiune pentru a-ți servi patria, fie că ești o mamă care îți dedici întreaga viață spre binele copiilor tăi, fie că ești un slujitor al altarului ce ai grijă în permanență de mântuirea celor încredințați ție spre păstorire, cu toții suntem fii ai bisericii și frați în Hristos. Pentru toți se roagă Sfinții în ceruri, doar să ne încredem în puterea lor și în milostivirea lui Dumnezeu.